În 2009, mai multe ligi și asociații ale suporterilor au demarat o campanie la nivel național pentru utilizarea torțelor și fumigenelor pe stadioane. O inițiativă fără succes, cel puțin în cazul meciurilor de fotbal, unde suporterii nu au voie să introducă pe stadioane materiale pirotehnice. Mai mult decât atât, la începutul acestei săptămâni, Comitetul de Urgență al Ligii Profesioniste de Fotbal a decis interzicerea folosirii sub orice formă a materialelor pirotehnice la meciurile din Liga 1. Decizia nu reprezintă însă o noutate pentru jandarmerie, cea care are grijă ca manifestările sportive să se desfășoare în siguranță. Nu este nicio noutate. Aceste materiale erau interzise de a fi introduse în arenele sportive prin incidența legii 4, modificată prin legea 10. Ceea ce a comunicat și ce a adus la cunoștință de la Federație, faptul că, într-adevăr, în legea 4 au fost eliminate acest articol, dar aceste lucruri sunt stipulate în legea specială, în legea 126/95 privind regimul materialelor explozive. În continuare, este strict interzis ca aceste materiale pirotehnice să fie introduse pe arenele sportive sau la competiții sportive. Legea nu interzice însă în totalitate spectacolele pirotehnice la manifestările sportive, numai că în aceste cazuri este nevoie de autorizații speciale. În cazul în care clubul organizator dorește să organizeze un spectacol pirotehnic, acest lucru se poate face exclusiv de către firme autorizate, care au dețin licență și pot să desfășoare aceste activități, în baza unui contract pe care îl face cu clubul organizator, în baza avizelor pe care le se emite inclusiv de către colegii noștri pompieri, pot desfășura un spectacol fotbalistic în afara arenelor sau în imediata apropiere a arenelor sportive. La Giurgiu, în cazul meciurilor de fotbal, la intrarea pe stadion, fiecare suporter sau simplu spectator trece prin filtrul atent al jandarmeriei. Nu trebuie să scape niciun obiect, contondent sau vreun material pirotehnic. Și totuși sunt fanatici care încearcă, din fericire, fără sorți de izbândă. În cursul anului trecut, la meciurile de fotbal discutate cu suporterii echipei FC Brașov și CFR Cluj, au fost depistate două persoane care au încercat să introducă obiecte pirotehnice. Aceste persoane s-au întocmit dosare, acte premergătoare pentru efectuarea de cercetări și au fost și interziși pe o perioadă de 6 luni de zile pe arenele sportive. Și fiindcă vorbim de fotbal, săptămâna viitoare este meci pe stadionul Marin Anastasovici din Giurgiu, iar jandarmii vor fi din nou la datorie pentru asigurarea liniștii și ordinii publice. De altfel, această primăvară aduce multe misiuni pentru jandarmi, care, pe lângă manifestările cu caracter sportiv, vor desfășura misiuni specifice de menținere a ordinii și siguranței publice la adunările cu public numeros. Vorbim, desigur, de campania electorală pentru alegerile europarlamentare și scrutinul din 25 mai. Mai multe informații despre rolul și implicarea jandarmilor giurgiuveni în aceste misiuni puteți urmări în cadrul unei ediții speciale imediat după jurnal.